Bienala pentru mine a fost o experiență extrem de plăcută și din punct de vedere al interacțiunii cu lucrările pe care le-am primit, cât și cu colegii din juriu, unde a fost o atmosferă extrem de plăcută. Și am descoperit că chiar dacă unii veneau de departe, din Franța, din Anglia, împărtășeam total aceleași valori și am fost extrem de plăcut impresionat de interacțiunea cu ei. Noi considerăm că activitatea de arhitectură cu activitate de echipă nu e o activitate individuală, deși există colegi care se manifestă individual, noi suntem pentru echipe. Ca să fac o analogie între un solist și o formație. După cum vedeți, eu sunt într-un studio, în studioul nostru, unde ne desfășurăm cea de-a doua pasiune, muzica.